Bună ziua! Astăzi se împlinesc 160 de ani de la Mica Unire din 24 ianuarie 1859. Despre cum arată România astăzi, la 160 de ani de la Mica Unire, așa cum spuneam, voi discuta cu jurnalistul Lucian Mândruță. Bună ziua, domnule Bună. Mândruță, și vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră. Mulțumesc și eu de invitație. Cum arată România astăzi, la 160 păi ai zis de unire. Ani? Ai zis de 160 de ani de la Unire. De la Mica Unire. Să știi că noi repetăm într-un fel destinul lui Cuza, care a fost ales de două țări, care a întruchipat speranțele unei întregi țări și după 9 ani, cred, când au venit conspiratorii acasă la el să-i spună că trebuie să plece, să demisioneze, mă rog, să abdice, că era domnitor, au găsit așa, în prima cameră era amanta, în a doua cameră era soția cu copilul lui, cu amanta care avea grijă de, înțelegi, copilul. De întreaga situație. Deci, da, deci, înțelegi? Și el când a fost dat afară, a fost dat afară și inclusiv cu niște acuzații de corupție și de, cum să zic, nu mai asculta pe nimeni, camarila lui făcea treburile, făcea jocurile în țară. Deci de la un om care întruchipa speranța unei națiuni, la unul la care vine jumătate de parlament sau mai mult și zice, băi, băiete, trebuie să pleci că e nasol, nici viața ta nu e ok, nici ce fac oamenii din jurul tău nu mai e ok. Asta este România și românul. Când ajunge într-o funcție, parcă ia Dumnezeu mințile. Noi sărbătorim pe Cuza, dar nu spunem cum a fost finalul lui Cuza și ar trebui să spunem de fiecare dată. Cuza a terminat nefericit și lipsit de onoare mandatul lui. Poate ne mai aud și în scandaluri de corupție și în scandaluri legate de viața intimă. Dar ce ne puteți spune despre clasa politică de astăzi? Ce să vă spun despre clasa politică de astăzi? Este exact. Lumea văd că se plânge de ea. Mamă, deci uite, Dăncilă nu știe să vorbească, Daia e cu cormoranii în pivniță sau în piscină, n-am înțeles prea bine. Clasa politică există exact ca noi. Deci Daia este un personaj pe care îl găsești în 250.000 de exemplare în toate scările din bloc din România. E administratorul. Știi? Administratorul un pic mai așa, care face hârtiile la administrație, face, discută cu furnizorii, e bine organizat el de felul lui, dar când te duci la el are un fix, îți povestește cum a fost el la mare în anii 50 și ce frumos era la Mamaia sau în Vasile Roaita, cum se numea stațiunea înainte să o cheme Eforie, înainte să vină hipioții, știi? Și să strice tot. Adică e oameni mai ciudați, așa, dar care ne reprezintă. Și doamna Dăncilă reprezintă cineva, pe cineva. Reprezintă idealul femeii dintr-un oraș mic, dintr-o familie modestă, care a ajuns departe, fără să se chinuie foarte tare cu, mă rog, nu cu învățătura, ci fără să se chinuie foarte tare cu performanța profesională, da, dacă vrei. Dar ea reprezintă pe cineva. Eu cred că avem clasa politică fix aia care trebuie. Deci ăștia suntem noi pentru prima oară și mă bucur că ne ducem la Parlamentul European, la Comisie, peste tot, cu oamenii ăștia. Că Europa să se lămurească și ea, cine-s români? Ei sunt. Nu vă feriți, nu spuneți, avem o clasă politică mai necăjită decât merităm. Nu. Avem exact ce trebuie, pe alocuri chiar mai bine. Dumneavoastră vă simțiți de unde știu asta? Reprezentat de doamna Dăncilă? Că da, tot eu ați mă simt reprezentat de doamna Dăncilă, pentru că sunt din Argeș, la 50 de kilometri de Videle, trec cu bicicleta pe acolo, deci așa. Și eu nu am chef să reprezint poporul român, deci dacă se ocupă dânsa, e în regulă. Suntem bine puși. Cât putem noi. Și știi de unde știu toate lucrurile astea? Că ea e reprezentativă și toți ăștia sunt reprezentativi. Fac o emisiune la Radio Zilnic, în care intre cine vrea. Nicule, când nu mai faci selecție și când nu te mai uiți după elite, poporul român e altă poveste decât în cărți. Alta, cu totul alta. Sunt unii de nu înțelegi cum de respiră, cu ce neuroni, că e clar, și pentru a respira trebuie neuroni și ea pare să n-aibă niciunul, unii dintre ascultătorii mei. Alții sunt super deștepți și te întreb de ce nu conduc ei. Păi poate pentru că ei lasă mai mulți? Și sau poate lasă că n-au fost chiar așa norocoși. Sau, da. Și apropo de clasa politică, în acest moment clasa politică este exact, dacă nu-ți place, să știi că tu ești de vină, nu ea. Deci dacă doamna Dăncilă nu-ți place, dacă domnul Daia nu-ți place, dacă domnul Tudorel nu-ți place, este pentru că, dragă corporatistule, simpaticule, drăguțule, inteligentule și care ai terminat liceul cu 10, ție ți-a fost scârbă de politică constant de 30 de ani. Păi este rezultatul lor, nu ne-a fost. Dacă tu nu te-ai dus, tu ai zis, mama, mai bine fac carieră, mai bine îmi duc la corporație, dar vreau și eu pasat, dar îmi doresc și eu o casă în Pipera. Toate lucrurile astea te-au costat, pentru că tu nici o clipă nu te-ai gândit, mă, da, pentru țara asta nu mă bag și eu într-o politică, într-un partid, să fac ceva moca. Sau să merg la vot, că da, din păcate și asta este o problemă la noi. Nu mai zic de asta, da.
Dar din punctul dumneavoastră de vedere, care tot am ajuns la capitolul probleme, sunt cele mai mari probleme cu care se confruntă România astăzi, la început de 2019? Lipsa pârtilor de schi. Deci este o problemă foarte mare, una dintre cele mai grave probleme pe care le avem. Lipsa pârtilor de schi, iar la cota 2000 unde mă duc eu, lipsa unor instalații profesionale de înlăturare a ceței. Pentru că eu m-am rătăcit săptămâna trecută de vreo câteva ori pe lângă pârtie și a fost cumplit, am orbecăit pe acolo, a fost groaznic. Deci trebuie să rezolvăm atât pentru totdeauna cu lipsa pârtilor de schi. Sistemele de urcat le-au mai aranjat un pic, deci gondola e ok, mai merge și telescaunul, e ok. Dar nu sunt destule pârti, mie asta mi se spune. Deci la noi, la corporatiști, ca să știți, problemele cele mai importante sunt legate în ianuarie de lipsa pârtilor. Nici o altă problemă nu e mai importantă. Dar ce facem cu sistemul de sănătate în România? Noi să fim sănătoși, ce să facem cu el? Păi nu prea suntem, că dacă ne uităm păi, la ce se trebuie să plătim întâmplă... mai multe taxe. Vrem să plătim mai multe taxe. Sistemul de sănătate este mult mai bun decât plătim pentru el. Nu știu dacă știți. Deci în sistemul de sănătate cred în momentul ăsta că intră mult mai mulți bani decât cei pe care statul îi racoltează de la stat, de la populație sub formă de celebru CASS, cred? Da. CASS. Sau, da. E mult mai scump. În sistemul de sănătate intră bani din TVA, intră bani din alte taxe, din alte zone. Vrem sistemul de sănătate mai bun? Trebuie să plătim mai multe taxe. Nu ne convine să plătim mai multe taxe? Atunci shut the beep up în legătură cu sistemul de sănătate. Serios vorbesc. Ne pleacă tinerii din România. Nu este o problemă? Ba, da, e o problemă. Nu mai știu cum arăta statistica, dar e o problemă dar pentru că de... ideal ar fi să plece bătrânii. Adică, știi, dar n-au bani și asta e o mică problemă. Dacă rămân tânări și pleacă bătrânii, nu mă supăr absolut deloc să se ducă, să-și trăiască pensiile. Cum fac englezii, știi, la pensie se duc în Spania. E mai cald, e mai relaxat și la noi aș vedea să se ducă în Grecia la un moment dat. Dar nu pleacă, mă. Ce putem face să nu plece tinerii din țară? O singură soluție. Să ieșim din Uniunea Europeană, intrăm în Uniunea Asiatică a lui Putin și na, la Moscova nu prea se înghesuie nimeni să ducă. Adică, cinstit, n-ai cum. Foarte bine că nu pleacă. Nu le dați acum, serios, idei. Serios, foarte bine că pleacă tinerii din țară. De fapt, de România modernă s-a construit pe baza acestui, nu trafic de persoane, pe baza drumurilor făcute de tinerii români în străinătate. Și prima oară când s-a întâmplat chestia asta a fost în 1848. Revoluția de la pași 8, ca să zic așa, a fost făcută de boierii, de copiii boierilor români trimiși la studii în străinătate. Unii că vroiau, alții cu forța. Și când i-au trimis la studii în străinătate, vezi că asta e interesant. Părinții lor erau cu șalvari, cu calpac în cap, din ăla rotund, așa, fanariu, știi, care venea așa, pac, și cobora. Dar totuși, ăștia n-au simțit nevoia să-i trimită la Istanbul sau în Fanar să-și facă chiar acolo, să-și facă ucenicia. Au simțit pentru prima oară nevoia să-i trimită spre Europa, fiindcă de acolo venea lumina în Europa. Iluminismul, eliberarea psihologică a maselor de tirania bisericii, de exemplu. Și i-au trimis acolo. Și ăștia s-au dus acolo și când s-au întors, lumea a făcut mișto de ei. Erau îmbrăcați în pantaloni nemțești. Știi? Cu asta au venit revoluționarii, au venit cu pantalonii aia, la dungă, pe care îi avem și acum. Da? Ei au fost primii. Față de părinților în șalvari, era o revoluție numai vizual. Știi? Și după aia au venit cu idei tâmpite, cu poporul să guverneze, tot felul de-astea, de să scăpăm de tiranie, jos cu corupția. Asta e cel mai lung plan al României. Știi că unul dintre planurile de la 1848 era legat de corupția caimacamului și a oamenilor din jurul lui, oamenii care guvernau țara. Bă, dar ce mai era pe atunci? Nici acum n-ar reuși să îndeplinim de la 1848 obiectiv. Ba, cred că s-a mai accentuat, dacă un stăm pic, bine dar, să ne cam așa, să ne gândim, e constantă. Corupția la noi e 20-30% din orice contract. Constant. Ba, uite, domnul Duță, că astăzi am citit pe G4 Media povestea lui Duță, Lucian Duță, de la PDL, din vremea 2010, lua 10% din contract. Ce om generos. Exact ca la bancă. Ce om bună. Da. Avem lideri politici în România? Da, avem lideri politici în România, dar ei încă nu știu. Sunt oamenii care au făcut în ultimii 20 de ani companii mari, care au făcut firme, care au făcut modele de management, care au făcut bani. Treaba este ca ei să se apuce de politică. Să nu le mai fie rușine, să nu le mai fie jenă și mai ales, mai grav, trebuie să înțeleagă că ăsta este momentul în care, nu vreau să mă apuc de politică pentru că e scârbos și murdar, e datorie. Datorie pentru țară. Dacă ai fost norocos, ai făcut milionul până acum,
Băi, trebuie să faci și tu ceva pentru comunitate. E ca și cum mai face muncă patriotică în parc, da? Politică. Mai adunci și câte un rah de câine de pe jos. Sigur, într-o pungă, frumos. Asta trebuie să făcut în politică. Ținut de nas și oamenii care au bani în momentul ăsta în România, bani mulți, vorbesc foarte serios, oamenii care intră în politică fără să aibă bani sunt o problemă. Pentru că, așa cum am constatat, fibra morală la poporul nostru nu e atât de bine dezvoltată și când se oferă o tentație pecuniară... Tind să bagi în buzunar. Tind să bagi în buzunar. Să intre unii cu bani care nu mai au nevoie și care s-au relaxat, care știu cum este înăuntru la Mercedes S 600 și nu vor neapărat să afle cum este la Mercedes S 600 AMG. Mai e ok, să mulțumesc cu asta. Ăștia trebuie să intre în politică. Ăștia sunt viitorii lideri politici. Ce vedem acum că guvernează România sunt niște oameni cu experiență în materie de politică, dar care nu și-au trăit traiul și-au mâncat mălaiul. Până aici au ajuns. Dacă nu intră oamenii cu idei, cu bani și mai ales cu talentul de a vorbi oameni poporului, o să intre ăștia, năimiții lui Putin. O să intre slugile lui Putin, plătiți pe din dărât, ajutați cu troli, ajutați cu campanii de propagandă și o să câștige România pentru o altă țară. Nu o să o putem păstra pentru noi. Liviu Dragnea, lider politic, lider al PSD-ului. Cum l-ați caracterizat dumneavoastră? Are mustață. Are mustață. Și asta dacă observați, vedem cu toții. Oameni cu... Există o cabală mondială a liderilor cu mustață. Ai observat? Maduro, Erdogan, Dragnea. Nu înțeleg de ce Orban n-are și el mustață. Cum să-l caracterizez pe Dragnea? Mă uitam acum câteva zile la o poză de pe vremea USL-ului, cu Liviu Dragnea care stătea cu Orban într-o parte, cu PSD-iști în cealaltă parte. El era cumva cam pe mijloc, așa, și era și Joana acolo. În noaptea aia, când trebuia să câștige Joana și a câștigat Băsescu. Când s-a... Da. A dormit și s-a trezit. Eu cred că Liviu Dragnea e un personaj mai complex decât pare. Cred că în anumite privințe e mai rău, în altele e mai bun decât îl vede public. Nu bun, că bun, cum să zic, e un termen exagerat pentru actuala clasă politică. Dar totuși ne reprezintă. Liviu Dragnea reprezintă și el pe cineva. Adică să nu ne imaginăm că a ajuns acolo pentru că nu a avut niciun talent. Ba, a avut. Asta este ce mi se pare suficient și arogant la liderii opoziției ăstea fresh, cu oameni noi. Ei zic, păi o să-l dăm la o parte pe Liviu Dragnea pentru că el n-are nicio calitate să fie acolo. Ba nu, a convins niște oameni. A pornit de jos, a luat de la țară. El dacă se duce la o nuntă de țară știe cum să mănânce saurmaua, știe cum să rupă ciosvârta de pui, știe cum să danseze până dimineața și nu se-și face griji că îi se strică pantofii de lac. Da? Liderii opoziției nu sunt capabili să se cupleze cu mare parte din țară. Liviu Dragnea poate. Eu nu l-aș subestima. El are abilitatea asta de a părea sincer, chiar și când nu este, care se întâmplă, după părerea mea, destul de frecvent. Dar ar pare foarte bine. Ar putea fi președintele României? Are calități de președinte al țării? Păi ce trebuie calități să fii președintele României? Așa, dacă mă uit la Maldive, da. Adică, vezi tu că în ultima vreme aveam, suntem pe trendul ăsta, că suntem pe președinți care iubesc țările calde. Deci, de la Florida la Maldive nu se... Și dacă nu le iubesc, ajung să le iubesc, da, într-un, da, final, da, că... De ce pe acolo așa? Dacă începe să se obișnuiască mai un Caraibe, mai un Saint Martin... mi-aduc aminte, a fost o vreme când am avut bani. Lucram în televiziune și aveam bani să mă duc în vacanță în Caraibe. Și am aterizat pe aeroportul din Saint Martin, mergeam în insulele Virgine Britanice. Și fix în fața noastră când am aterizat era un dita mai malău de avion privat, YR, nu știu ce. Și intru eu pe site, era alu Patriciu. Deci există o bază instalată, tovarăși, în țările astea. Avem locul nostru de parcare. Deci e totul în regulă, nu trebuie să vă faceți griji. Da, dacă poate să fie președinte Liviu Dragnea, da, poate să fie președinte. Dacă e bine pentru România să fie președinte, asta decide România. Eu nu mai am ca nici măcar analist, jurnalist, nu sunt analist, jurnalist, sunt cumva un fel de țuțăr de social media, deci nu pot să mă numești nici asta. Cred că a trecut momentul în care să avem aroganța să spunem ce e bine pentru România, că s-a lămurit că nu știm. Exemplu, eu am fost băsist, am fost bou cu această ocazie. Așa că mi-a trecut aroganța de a-i spune României, băi, uite ce trebuie să faci tu.
Nu mai am. Sorry, mi-am pierdut virginitatea politică. Dacian Cioloș. Cum l-ați caracterizat? Că am văzut că acum... Dacian Cioloș e o speranță pentru foarte mulți oameni care vor ceva fresh, ceva proaspăt. Mi-e teamă însă că are o problemă pe care nimeni nu o observă în momentul ăsta la el. Zi-mi un citat din Dacian Cioloș. Nu-mi vine în minte. Exact. Asta este problema. Un lider politic trebuie să lase în urmă o frază, pe seară, ideal, pe care ceilalți să o poată repeta a doua zi. Cred că știu. Vreau metro, să candidez și o să candidez, a zis, de trei ori într-o lună. Deci, cred Hai, că asta minte e, chestia asta, da. Mi-e teamă că eu nu o să pot, după ce mă întâlnesc cu altcineva peste trei ore la radio, nu știu dacă o țin minte. Că n-are forță, n-are jvâng, n-are nimic spectaculos. El, în momentul ăsta, are această problemă. A fost atât de multă vreme funcționar public într-o instituție foarte, cumva, foarte ceremonială. Uniunea Europeană, Bruxelles, au parte de ceremonie acolo. Există un cod de cum să vorbești, cum să te îmbraci, cum la ședințele alea nu vorbește oricine cum vrea el. Știi? Dacă ești integrat în sistem, ai o anumită limbă de lemn. Cum este și în industrie, cum e și la corporatiști, că și ăștia vorbesc cu gerunzii și infinitive de adormi după 10 minute. El încă nu are abilitatea de a vorbi spectaculos ca oamenii să-l țină minte. Și asta este o problemă, pentru că nici nu are foarte multă media de partea lui. Nu e prea dat la televizor. Și atunci, dacă el nu poate să livreze niște bucățele din asta de content puternice pe care să oamenii să le ia, să le șeruiască, să simtă, să emoționeze pe oameni, să simtă să șeruiască, nu se ajungă prea departe că nu are spread de media, nu are, nu știu, poate nu mai spune spread, ce înseamnă? Nu are suficient de mult acces la multă media. Inamicii lui au o mulțime de televiziuni și niște troll pe social media și o grămadă de site-uri. El nu are aceste avantaje. Trebuie să își construiască un discurs mult mai puternic. Și aici cred că asta intră în contradicție cu sufletul lui, care el e mai calm și mai liniștit, mai ardelean. Poate prea calm pentru scena politică românească. Da. Eu îl văd mai bine pe Vlad Voiculescu, e mai ușor de ținut minte, e mai tânăr, este mai idolul femeilor. Mi se pare că el lasă în urmă mai multe vizualuri și mai multe chestii de șeruit. E un personaj care a făcut chestii în ultimii ani. Cioloș doar a fost. Ce Voiculescu a și făcut. Știi? Ludovic Orban? Bă, foarte de treabă, foarte simpatic. Este liderul celei mai mari formațiuni dintre de opoziție din liderii din politici, România. Cu lider, cu Orban te-ai duce la o bere. Dintre toți, adică sunt câteva caracteristici la liderul politic care să te duci la o bere. Unu, nu ți-e rușine când te vede lumea cu el. Da? Deci primul lucru, adică nu ți-e frică că te scui pe un restaurant cineva, de exemplu, dacă te duci cu Codrin sau cu, mai știu eu, Nicolicea. Am văzut că în ultima perioadă, acum se grăbește să dea o lege, din ce am înțeles. Să dea. Orban nu te bagă, nu te deranjează nimeni. E simpatic, mai cântă la chitară, dar știi care e chestia cu el? E atât de relaxat că nu cred că îl va crede nimeni vreodată că vrea să câștige alegerile. Înțelegi? Asta e problema lui. E prea relaxat. Eu am văzut la un moment dat, era ceva cu, după OUG sau nu știu, lumea era în stradă indignată și apare și Orban râzând așa. Știți, se pare că situația e gravă pentru țară. Deci cam așa era, știi? Băi, stai puțin, e nasol, adică ești tu mai trist un pic. Era foarte relaxat. 5 minute. Da, un pic. Deci e prea relaxat, a avut o carieră frumoasă, cred că are casă ok, mașină în regulă. Trebuie să vrei mai mult, trebuie să fii mai lup. Dan Barna? Dan Barna îmi place. Deci dintre toți e singurul care îmi place. Ce anume vă place? Uite, să-ți mai dau un standard apropo de politicieni. Pe care l-am inventat eu. Să zicem că ești într-un autobuz și ești cu un politician lângă tine. Și în fața ta, un hoț bagă mâna în buzunarul unei bătrâne și scoate de acolo portofelul. Și tu începi să strigi, băi, ajutați-mă să-l prind pe ăsta. Dan Barna te-ar ajuta. Înțelegi? Asta cred eu despre el. Te-ar ajuta fizic. Adică dă senzația că este prezent și fizic acolo, nu doar cu vorbe. Ceea ce e important. Că toți ceilalți, așa dacă te uiți la ei, nu bănuiești, cu excepția lui Dragnea. Cred că și Dragnea ar sări. Dragnea l-ar și bate. De-aia are încredere poporul român, știi? Poporul român are încredere în oameni care nu s-ar bate la adică.
care într-o încăierare ne-a dat și ei un pumn. N-are încredere. Pentru că ea nu-s lider, ea nu sunt mascul alfa. Și poporul român nu votează mascul alfa, nemascul alfa, decât din greșeală. Când îl urăsc pe un mascul alfa care s-a băgat și el în ciorbă, vezi Ponta. Asta dânsul urma, Victor Ponta. Victor Ponta. Mai nu știu, pentru că sunt biased. Sunt biased cu Victor Ponta. Am văzut, acum are o nouă formațiune politică. Adică, e, nu știu, dacă zic de bine de Ponta acum. Vin, da. Dacă zic de bine de Ponta acum, înseamnă că am fost un dobitoc acum 3 ani, da? În 2014 sau de mai mult de 3 ani. Ok? Ba nu, 3 ani. 2014-2019. 5 ani. What? 5 ani? Da, ai dreptate că vine la rând președintele. Da, ai dreptate. Sunt 5 ani atunci. Deci am fost un dobitoc acum 5 ani sau n-am fost un dobitoc? Pentru că atunci am zis că Ponta e rău pe pământ. Și adevărul e că m-a enervat foarte tare când l-am văzut pe stadion cu steagul roșii, cu 100.000 de oameni în jur, mi s-a părut că e Ceaușescu 2. Și mai și plăcea. Dar, ziceam că sunt biased. M-am întâlnit cu Ponta acum vreo lună de Crăciun, la Molbă, la Băneasa. Nevastă sa are o cofetărie. Și m-am așezat, nu știam că e cofetăria lui nevastă. M-am așezat și eu, am luat o prăjitură și Ponta era la două mese. Nu mă cunoșteam personal cu el decât de la vreo două, trei recepții din astea, unde, na, acum mulți ani, dai mâna și treci mai departe. Și am intrat în vorbă cu Ponta. Poți să-ți imaginezi? Și zice, cum a reacționat? Nu vreau, cum să zic, a fost civilizat, adică știi că oamenii politici nu au de-astea să țină, ăsta e o calitate la un om politic, nu trebuie să ții în tine ură și să, pentru că întotdeauna poți să îl folosești pe cetățeanul cu care te împrietenești, chiar dacă l-ai urât acum 2 sau 3 ani, știi? Sigur că eu încerc să nu mă las folosit, firește. Dar Ponta a zis o chestie, n-a zis o chestie, dar cumva am avut o discuție din care am stat și m-am gândit, băi, dar Ponta ăsta, nu cumva el acum, dacă Dragnea era premier și el președinte, nu cumva să bătea mai tare cu Dragnea? Asta mi-a, deci după discuția asta mi s-a întors în cap, știi? Mă, nu cumva ăsta era mai bătăios? Chip că era, da, avea denumărate alte defecte. Deci despre Ponta nu pot să... Mai are și această problemă. Este de stânga. Pentru mine nu e ok. Stânga nu e în regulă. Nu mă simt eu în regulă cu stânga. Mi se pare că stânga ia insecuritatea oamenilor necăjiți și o transformă în posturi bine plătite și călduțe pentru oameni nenecăjiți. Asta face stânga în România. E un mecanism de extragere a votului. Nu livrează cu adevărat oamenilor necăjiți adevăr. Adevărul este că trebuie să le spună cineva, băi, trebuie să mai muncim un pic mai mult, da? Și să învățăm un pic mai mult. Deci Ponta, nu știu ce să zic, nu pot să mă, în mintea mea, să mă împac cu el, m-a făcut și sorosist, deci de mai multe ori când îl criticam, așa că stau și mă uit la Ponta de la distanță. Claus Iohannis. Treaba lor. Claus Iohannis. L-am lăsat la urmă, dar... Aici e complicat cu cei Claus din urmă Iohannis. Vor fi cei din tâi. Claus Iohannis, toată lumea zice că va fi reales. Eu nu sunt chiar atât de sigur că nu trebuie să muncească pentru asta. Trebuie să muncească mult pentru asta, ca să fie reales. În momentul ăsta e un președinte, da, într-adevăr, avem norocul că măcar putem să trimitem la Bruxelles un om care știe niște limbi străine, arată într-un fel, e civilizat, nu bagă cuțitul în baba de mazăre sau, mă rog, nu mănâncă cu cuțitul la masă, face niște chestii ok, de bun simț. Ce mi s-a părut mie însă în ultimii ani e că n-a fost suficient de dur la momentele la care trebuia să fie dur. N-a fost powerful, n-a fost strong. Cred că a fost mai dur în ultima perioadă, dacă declarații. În ultima perioadă nici măcar nu e strong, adică să nu-i numești pe aia că n-au o hârtie, mi se pare așa de birocrație. Poporul român nu admiră birocrația. Din contră, poporul român se duce la ghișeu și când îi spui îți mai trebuie o hârtie, păi îl urăște pe la care îi zice, îți mai trebuie o hârtie, o luați de la administrația financiară, sector 2. Mâine are program între 12 și 13. Nu, deci poporul român iubește pe la care să scoate sabia și să duce ca Ștefan cel Mare în față. Ăsta e genul de iubire pe care o așteptăm de la poporul român dacă suntem oameni politici. Bărbăție și eroism. Acum că n-ai unde să se întâmple asta, mai dificil. E și interzis portul de arme albe, deci sunt niște probleme. Da, asta mai deci spuneți că îi va fi greu. Și mai are, iarăși, are cam aceeași problemă ca și Cioloș. Când vorbește, nu e nimic extraordinar de memorabil. Și de asemenea și pronunția
e ciudată că e ardelenească și ne-am obișnuit cu el așa cât de cât. Ne-am obișnuit. Probabil că o să ne lipsească și s-ar putea ca oamenii tocmai de aia să-l voteze. Că totuși e un om pe care te poți baza că e acolo. Vine cineva la servici, că nu e în concediu. Deci să zicem că e ok. Dar trebuie mai mult, adică așteptăm mai mult de la un președinte al României, noi români. Avem această tradiție să așteptăm mai mult de la el. Dacă, spre exemplu, în turul 2 ar ajunge cu domnul Dacian Cioloș, să spunem așa, nu mai care credeți Cioloș. Că... Când a anunțat că, zile spunea că va candida. Când... Da? Da, spunea că acum va candida? Două zile. Da, mi-am înțeles că nu. Că va candida. Bun. Eu așa știu. Da. Să zicem, dacă va ajunge Iohannis cu Cioloș în turul 2... Așa cum arată lucrurile N-are acum. N-are cum să se întâmple. Întotdeauna în turul 2 sunt stânga și dreapta în România. N-au cum. Dacă, deci nu... dacă amândoi candidează, e o problemă pentru dreapta. Pentru că se vor împărți voturile și s-ar putea să fie în final doi de stânga. Unul cu 25% și alt cu 22%. Deci spuneți că nu au șanse. N-ar fi bine să candideze amândoi. Trebuie să hotărească, după părerea mea, care dintre ei trebuie să candideze. Iohannis are clar șanse mai mari. Dar nu-l subestimați pe domnul Dragnea. Credeți că are șanse? Cred că visează. Cred că visează. Dar șanse reale... Îți spun o chestie care e de psihologie. Orice bărbat cu gagică tânără visează la cel mai tare post. Orice bărbat. Nu există. Ok? Deci te trage asta, înțelegi? Deci cumva preconizați că Liviu Dragnea va fi candidatul da, PSD-ului la prezidențiale? Da, sunt convins că va fi candidatul PSD-ului. Restul sunt aruncate, așa... Da. Dar totuși, Liviu Dragnea are un procent foarte mic în sondaje. Și ce dacă? Nu va fi un eșec pentru partid? Păi stai că o să-l albească acum cu niște ordonanțe? Nu cred. Nu cred. Nu subestimați followerii lui Dragnea, nu subestimați martorii lui Dragnea, că e mai mult o religie, și nu subestimați PSD-ul. PSD-ul poate să împingă un om în față. Păi și ce facem cu Tăriceanu în cazul ăsta? Că ce aici... să facem cu domnul Tăriceanu? A cincea nevastă versus gagică tânără. Foarte dificil de controlat situația asta. Cred că domnul Tăriceanu nu va candida pentru președinția României. Cred că îi se va promite premier. Mai și va rămâne Liviu Dragnea în coaliție? Da. E, în mod evident, Dragnea este stăpânul acestei coaliții, nu Tăriceanu. Tăriceanu poate să plece, dar în momentul în care a plecat nu mai are putere, nu mai are forță. Forța lui stă în procentele PSD-ului, nu ale ALDE. Chit că îl dă acum lumea cu ALDE 9%. ALDE, da, va conta după alegeri, dacă va reuși să confirme alea 9%. Până în alegeri, nu e atât de important. El nu poate fi separat de Dragnea și Dragnea dictează aici dansul. Nu cred că va... Știu că își dorește foarte tare. Probabil că ar fi un candidat mai bun decât Dragnea din perspectiva de a câștiga aceste alegeri. Pentru că Dragnea are acest balast de 5 ani în care toată lumea a zis, ia uite-l pe ăsta, vrea să scoată singur din pușcărie cu mâna prietenilor. Ăsta e un balast greu de dat la o parte. Dar pe de altă parte, gândește-te, stânga n-are nevoie de oamenii care cred că PSD-ul e corupt. Jumate din Românie, în 2016, cu toate acuzațiile de corupție, cu liderii condamnați ai PSD-ului, a votat PSD-ul. Să nu uităm, jumate din România care a votat, da? Deci asta înseamnă că asta cu corupția, după părerea mea, nu mai are atâta forță de convingere și nu mai trece atât de tare la români ca o prioritate importantă. Mai ales că dacă te uiți în poporul nostru, mai fiecare are așa și el o mică problemă, a trecut starea pe roșu, vorba lui Cioloș. Toți am avut ceva cu securitatea. Nu, n-am avut toți, dar cu corupția... Mai aproape. Suntem mai aproape de adevăr. Da. Rămâne să vedem ce surprize ne va rezerva acest an și... Mie mi-e teamă de un PSD cu Dragnea antioccidental, care să meargă pe linie de mesaje ale propagandei ruse, companiile zvrele, să scoatem banii occidentali din țară și să nu mai dicteze ei, să fim noi aici, să stăpân pe moșia noastră, care va merge foarte bine la oamenii în vârstă, electoratul tradițional al PSD și care cred că se vor putea fi remobilizați în jurul acestui mesaj naționalist foarte, foarte bine. La fel cum s-a întâmplat în 2016. Poate de acum încolo. Poate.
Vă mulțumesc tare mult pentru prezența alături de noi și vă mai așteptăm cu mare drag pe la noi. Dacă se uită lumea, deci dacă nu dați share acum, pe cea mai sfânt, vorba de domnul Becali, pe cea mai sfânt dați un share și voi acum, vă rog eu frumos. Bine? Mersi mult! Mulțumim!